Așadar, pustia este locul unde Dumnezeu pare foarte departe, iar promisiunile lui și mai departe, nu-i așa? Ok. Înțelegem lucrul acesta. Hai să facem și mai palpabil. Vă amintiți, întorcându-vă în timp, când ați fost mântuiți. V-ați dat viața lui Isus, ați fost umpluți cu Duhul lui, nu-i așa? Țin minte că atunci mi s-a întâmplat mie, am râs într-una tot drumul spre casă. Nu m-am mai trezisem așa de fericit dimineața, din vremea copilăriei, din diminețile de Crăciun. Când eram adolescent, mama spunea, ești un o să dea dimineața. Deci, după experiența aceea, doar îi șopteam numele și prezența lui se manifesta în dată. Odată, vi se va părea caragios ce vă spun și ție, Daryl, ești singurul care pot să înțelege ce spun. Magnetofonul din mașină s-a stricat. Asta era de dinaintea casetelor. Povestea asta e de pe vremea dinozaurilor, da? Deci, aparatul s-a stricat și nu mergea de două zile, iar eu eram frustrat, fiindcă nu puteam asculta cântece de închinare. Așa că mi-am pus mâinile peste el și Domnul l-a reparat. Adică orice ceream, Dumnezeu era chiar acolo. Tot așa, țin minte când Addison era micuț și la orice scânce sau plânseta lui, Lisa era lângă el imediat. Îl hrănea cu lingurița, l-a lăpta, îl îngrija îi schimba scutecul. Dar a venit și vremea ca Addison să crească. Urmăriți materialul. Uite, vine avionul. Bună, eu sunt Todd, ea este soția mea Tracy. Bună! Vrem doar să vă povestim ce grozav este Timi. E un copil grozav când îl îmbrac dimineața, zâmbește întotdeauna și îngână un cântecel. E adorabil. Este. Toți copiii sunt grozavi. Oh, da, da. A nostru e mai grozav. <laughs> Hei, bărbate, te simți bine azi? Nu vreau să aibă vreo frustrare care ar duce la o traumă care... Nici nu vreau să mă gândesc la notele de plată cu consilierea, dacă l-am pune să facă singur toate astea. Așa e. Deci, ești gata să mergi la lucru? Ești gata să te așezi în cărucior? Foarte deci bine. bine. Să bine. mergem. Ce bine era dacă ar fi fost aici mama. Știi, um, șeful lui a sunat ieri. Oh, da, da, da. Ce a zis? Șeful lui nu e prea amabil. Șeful lui nu e prea amabil și uneori, când se ia de el, îmi vine să mă transform într-un vultur. Ok, toată lumea, o să ne uităm astăzi prin cifrele vânzărilor din 2018. Cred că, Tim, ai rapoartele despre vânzări? Nu. N-am avut chef de ele. Ei bine, știți, unul dintre lucrurile pe care le lăsăm pe Timi să le facă, are și el show-urile lui. Hei, Tim, ce faci acolo? Lucrez la ceva. Dacă mă mai sună odată Kevin, fiindcă Timi a întârziat două ore la serviciu, ho, 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 ho. L-am dus acolo cât de repede am putut. L-am dus, ok? Câteodată... Am mers când a vrut o Știți? El. Câteodată cărciorul face pană. Cum mai merge, scumpă? Timi, noi te iubim. Noi te iubim. Atât de mult. Oare suntem singurii părinți al căror copil nu a făcut niciodată ceva greșit? Ia loc. Tim, mulțumesc că ai venit. Am să trec direct la subiect. Stilul tău de lucru e haotic. Cred că e cazul să te concediem. Știi ceva? Nu mai suport chestia asta. Îl sun pe tata. Îl sun pe taică tu? Oh, e puișorul meu. Hei, Timi! Ce faci, prietene? Uh... Ce s-a întâmplat? Vreau ca să stai de vorbă cu șeful. E Dai că tu la telefon? Cum îndrăzniți, domnule? Cum îndrăzniți să vorbiți așa cu un copil? Ce adult vorbește așa cu un copil? Asta este problema. El nu e un copil, domnule. E un adult. Un adult în toată firea. Poftim? Ce? O? Tu ai măcar copii, Kevin? Mă gândeam eu că nu. Timi a fost concediat de la serviciu. Se pare că nu am reușit să-l ducem la muncă la timp. Da, și asta e vina noastră. E a noastră, e a vina noastră. Chiar am luat în calcul să ne mutăm mai aproape de potențiale angajatori. Da. E un angajament pe care ne-l luăm, Absolut. știți? E un sacrificiu pe care suntem gata să-l facem pentru copilul nostru. Da. Să ne asigurăm că ajunge la timp la serviciu. Așa este. De ce sunteți așa tăcuți azi? căutăm potențial noi angajatori. Da, am un interviu cu, cu, un posibil angajator mâine, așa că țineți-ne ține, pumnii strânși. Da, da, știu că vei reuși. Și căutăm, căutăm lucrurile care se potrivesc stilului ritimii de viață. Vrem să poată să doarmă somnul de amiază. Oh, nu, nu. Tim, uite-te la mine. Uite-te la mine, Tim. Tim. Ai fi putut să țineți ceva mai fain acolo. Tim. Com? Ce ai făcut acolo? Ai... O să rezolvăm lucrurile pentru el. Ne vom asigura că viața lui e perfectă. Mulțumesc, tată. Nu cred că o să mai fie o problemă de acum încolo. Ai grijă de tine, Kevin. Uneori cred că mă moștenește pe mine, fiindcă sunt un tată bun. Asta sunt. Asta ești. Asta sunt. E ok, e ok. Am să sun la companie. Vreau doar suculețul meu. O să-i sun. Vreau sucul meu odată. Lucrurile nu vor rămâne așa. Rezolvă problema. O să problema. dăm pe care v-am judecată. Cred că suntem niște părinți destul de uimitori. De fapt, chiar niște părinți foarte buni. Exact. Yeah. <laughs> Ei bine, a fost hilar, nu-i așa? Echipa noastră e sclipitoare când vine vorba despre asemenea filmulețe scurte. Ei, noi suntem ființe spirituale. Și așa cum trebuie să creștem fizic și intelectual, trebuie să creștem și spiritual, iar Dumnezeu știe asta. Acesta este scopul pustiei. Lecția aceasta se concentrează acum asupra scopului pustiei. Dacă privim la faptul că suntem ființe spirituale, și dacă ne uităm la creșterea fizică, a cui funcție ia, de cine e limitată aceasta? Să ne gândim împreună, de timp. Ați văzut vreodată un copil de 2 ani măsurând 1,8 metri? Nu. E nevoie de 18 ani până când ajungem la maturitatea fizică, nu-i așa? 18, 19, 20, 21 de ani. Și dezvoltarea intelectuală? A cui funcție este ea? A învățării. Nu putem trece din clasa întâia într-o opta, -a, imediat, nu e așa? Trebuie să parcurgeți întâia, a doua, patra. -a, a -a, cât de repede doriți. Dar dezvoltarea intelectuală nu e funcția timpului, ci a procesului de învățare. De aceea avem copii care au absolvit liceul la 14 ani și oameni de 60 de ani care n au terminat liceul. Fiindcă vorba de o funcție a învățării. Priviți la creșterea spirituală. A cui funcție este ea? a timpului? Nu, câtuși de puțin. Am văzut oameni care s-au născut din nou de un an și care sunt mai maturi decât unii mântuiți de 20 de ani. Oamenii născuți din nou de 20 de ani s-au tot învârtit în jurul muntelui, în pustie. E vorba, deci, despre o funcție a învățării. Farisei puteau cita din memorie primele cărți din Biblie, dar iată că Fiul lui Dumnezeu îi privea în ochi și ei nici nu au știut că El era acolo, nu-i așa? A cui funcție este creșterea spirituală? Iată ce spune Petru, 1 pentru 4 cu 1, Astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Ce înseamnă a sfârșit-o cu păcatul? A ajuns la stare de maturitate spirituală de plină. Ați înțeles? Am văzut oameni care au suferit în trup, dar sunt plini de amărăciune. nu e așa? Așa este. Ok, se poartă ca oamenii care au rămas blocați în pustie de 40 de ani. Deci trebuie să mai existe un element aici și el se găsește în Evrei 5 cu 8. deși Isus era Fiul lui Dumnezeu, el a învățat să asculte. Ascultați bine. El a trebuit să învețe ascultare. El n-a adus ascultarea din ce? A trebuit să o învețe. Cum a învățat? Prin lucrurile pe care le-a suferit. Deci, dacă privim la versetul anterior, spune că Isus, în zilele vieții lui pământești, a strigat către cel ce putea să-l zbăvească. Isus, e în pustie, iar în pustie, cu toată ispitirea sau lipsa prezenței tangibile a lui Dumnezeu, el a continuat să asculte. Deci, cum creștem spiritual? Creștem spiritual. Când ascultăm de Dumnezeu în mijlocul suferinței, al pustiei, al greutăților, al necazului, al ispitirii. Ascultăm de Dumnezeu când ni se pare că El nu e aproape, ci la un milion de kilometri distanță. Elementul acesta e crucial. 1. Care este primul scop al pustiei? Pustia e perioada în care Dumnezeu ne maturizează. Poate tu sau alt cunoscut de al tău vorbiți o altă limbă decât română? Doriți și alte învățături inspirate ale lui John și Lisa Biblia? Vizitați cloudlibrary.org. Acolo găsiți materiale, video și alte resurse care pot fi descărcate gratuit. Alegeți limba, alegeți resursa dorită dintr-o bibliotecă vastă, cărți electronice, mesaje video, învățătură și cărți audio, emisiuni TV, Biblia și altele. Aflați mai multe pe cloudlibrary.org. Care e al doilea scop al pustiei? E o perioadă a smereniei. Pustia produce smerenie în viața noastră. Uitați-vă la Deuteronom 8 cu 2. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie. De ce? Ca să te smerească. De ce e smerenia așa de importantă? Fiindcă Dumnezeu dă har celor smeriți. Priviți smerenia ca pe un magnet al Harului. Noi avem nevoie de Har ca să putem umbla ca Isus. Harul ne iartă păcatele, Harul e salvarea noastră, e un dar gratuit, dar ce ne împuternicește Harul să facem? Ce nu putem face prin abilitatea noastră. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea lucrează cel mai bine slăbiciunea ta. Așa a definit Dumnezeu Harului. 2. De ce ne dorim smerenia? Iată motivul meu preferat. Dumnezeu e lângă cei smeriți. Uitați-vă la Isaia 57, un verset preferat. Așa vorbește cel preanalt care locuiește veșnicia. Îmi place cum se descrie el aici. Iată ce urmează să spună. Al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc, o, oh, nu, eu îl vizitez, o, oh, nu, eu îl vizitez, ci eu locuiesc în locurile înalte și sfinte cu cel ce are duhul mâhnit și smerit, ca să înviorez duhul celui umil. De ce trebuie înviorat duhul celui smerit? Pentru că a fost în pustie, înțelegeți? Ok, deci faptul acesta este foarte, foarte important. Uitați-vă la Moise, era foarte încrezător în sine la 40 de ani. Dacă poate elibera cineva poporul, eu sunt acela. Dar după 40 de ani de pustie, e cu totul alt om și vom vorbi despre aceasta mai târziu. Iată ce aflăm despre Moise după 40 de ani în pustie. Acum Moise era un om foarte smerit, mai smerit decât orice om de pe pământ. Ce afirmație! El era cel mai smerit om de pe planetă din momentul acela. Dacă privim la Isus și El a trecut prin pustie, dar ce le spune oamenilor? Veniți la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dacă ne uităm la Pavel, îl întâlnește pe Isus, dar apoi se duce în Arabia, în pustie, nu-i așa? Trei ani a petrecut în Arabia. Dar priviți la viața lui. Îmi place viața lui. Începe să scrie în 56 după Hristos și iată ce spune. El scrie bisericii din Corint. Sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Știți cum arată falsa smerenie? O, oh, nu, eu am făcut toate astea, își spun oamenii. Dar de fapt îi zic, da, uitați-vă bine la mine. Știți despre ce vorbesc. Falsa sperie nu poate fi inclusă în textul Scripturii. Ar fi o minciună. Singurul mod în care Duhul Sfânt îl putea lăsa să scrie aceste cuvinte era dacă el chiar credea că era cel mai de jos dintre toți apostolii. Să mergem mai departe însă, șase ani mai târziu. Acum el scrie, sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Ce progres a avut el în perioada asta? De la cel mai de jos dintre toți apostolii, a ajuns cel mai de jos dintre toți sfinții. După aceea, doi ani mai târziu, chiar înainte să fie decapitat, spune: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tui sunt eu. Tocmai a ajuns cel mai de jos dintre toți oamenii. Acesta este rezultatul pustiei. Ea produce viața noastră smerenie, iar noi ne dorim smerenia. Numărul 3. Ok, vă place subiectul? Ok. Suntem la scopurile pustiei. Care este cel de-al treilea? Pustia e o perioadă a descoperirii de sine, da? Priviți la pesajul acesta uimitor din Deuteronom. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani pustie. Observați că Dumnezeu i-a călăuzit ca să te smerească și să te încerce. Ce urmărea încercarea? Să cunoască pornirile inimii. Avea Dumnezeu nevoie să știe ce era în inima lor? Nu! El vă arată vouă ce este în inima voastră. Lucrul acesta este de mare importanță. Va fi un aspect major al cursului și îi vom aloca două lecții. Cele de până acum ne duc la următorul element: pustia e o perioadă a purificării. Să vedem ce a spus Isus bisericii care credea că le are pe toate. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi, priviți cuvintele, nu știi ce lipsă denotă ele? o lipsă a cunoașterii de sine. V-am amintit ce a am spus că face pustia? Dă în vileag ce este în inimă. Deci ei nu știau că erau ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Iar el le spune, care e soluția la problema lor? De sotuie să, să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Un aspect important al pustiei, scopul numărul patru, căruia îi voi aloca două lecții, este rafinarea, adică purificarea și curățarea, ok? Numărul 5. Îmi place acest aspect al pustiei. Al cincilea scop al pustiei, ea întărește rezistența în viața voastră. E o perioadă a tăriei, ok? Dacă priviți la Luca 1 cu 80, un verset care îmi place foarte mult, el spune, Pruncul, e vorba de Ioan Botezătorul, creștea și fiți atenți ce urmează, se întărea în duh și a stat în locuri pustii. Observați că este folosit la plural, locuri pustii. Nu e o singură experiență a pustiei prin care veți trece probabil până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Și numărul 6. Pustia este o perioadă a revelației. Acesta este aspectul meu preferat privitor la pustie. Ok, la ce mă refer când vorbesc despre revelație? Isaia 40. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi, adică se va revela, slava Domnului. Pustia este un loc unde Dumnezeu se revelează pe sine. Priviți la Moise când era în pustie. Dumnezeu se manifestă înaintea lui în rugul aprins. Uitați-vă la Ioan, apostolul. Se afla pe insula Patmos când a primit revelația lui Isus Hristos. Priviți la Iosif, care a avut parte de vise în ca să-i ajute pe paharnic și pe pitar. Exemplele pot continua mereu și mereu. Acesta este fără îndoială un aspect favorit al pustiei. Numărul 7. Scopul pustiei este de a constitui o perioadă care ne duce spre promisiunea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu. Vom discuta mai detaliat subiectul, dar dacă este să-l rezumăm, pustia este procesul care ne pregătește pe voi și pe mine, pentru promovarea sau împlinirea promisiunii pe care ne-a făcut-o Dumnezeu personal. Lucrul acesta e foarte important. Ce vrem să întrebăm acum? Ce anume prelungește pustia? Ceea ce o prelungește, fiindcă am spus că voi o puteți prelungi, dacă privim la copiii lui Israel, ei au făcut cinci lucruri care le-au prelungit șederea pustie. Primul, au poftit după lucrurile rele, ceea ce este destul de greșit. Al doilea, au fost idolatrii. Wow! Ce este idolatria astăzi? Este așezarea voinței și dorințelor voastre deasupra voii lui Dumnezeu. Sunteți idolatri când poftiți ceva de care știți că Dumnezeu v-a spus să vă feriți. Al treilea, au săvârșit imoralitatea sexuală. Ok, păcatul acesta este destul de grav. Al patrulea, l-au ispitit pe Dumnezeu, probabil e faptea cea mai gravă dintre cele patru enumerate. Sunteți gata pentru al cincilea? El i-a ținut departe de țara promisă. Au fost niște cârtitori. Wow! De ce? Într-o zi mă rugam și am zis, Doamne, de ce ești atât de pornit împotriva cârtirii? Știți ce mi-a spus Duhul Sfânt? Mi-a zis, cârtirea este un afront la adresa mea. Cărtirea îi spune lui Dumnezeu, nu îmi place ce faci acum în viața mea, dacă eram în locul tău, eu aș fi procedat altfel. Cârtirea e o lipsă totală a fricii de Domnul, a respectului reverențios sau a temerii de Domnul. Voi mai vorbi puțin mai târziu pe tema aceasta, fiindcă e una amplă. Ok? 1 Corinteni 10 ,11. Sunt enumerate aceste cinci păcate, ultimul dintre ele fiind cârtirea. Aceste lucruri li s-au întâmplat copiilor lui Israel în pustie ca exemple pentru noi. Deci autorul scrie credincioșilor Noului Testament, ele au fost scrise ca să ne avertizeze. Nu uitați, ca să fim desăvârșiți în Hristos, trebuie să învățăm și să avertizăm pe noi care trăim la sfârșitul veacului. Îmi voi rezerva acum timpul necesar pentru a spune odată următorul lucru. Când am intrat prima dată în perioada pustiei, ca prunc în credință, mă tot gândeam și ziceam, Doamne, ce păcat am săvârșit, ce păcat am făcut. Ascultați, voi nu mergeți în pustie, fiindcă ați săvârșit un păcat pe care l-ați mărturisit și de care v-ați spocăit. Dar puteți intra într-o perioadă foarte secetoasă dacă păcătuiți cu bună știință, continuu și fără a vă pocăi. Iată ce spune autorul cărții evrei și vreau să mă asigur că înțelegeți pasajul. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile. Glasul lui ne vorbește prin cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt îl luminează. Nu vă pietriți inimile, scrie autorul pentru credincioșii Noului Testament, deci un asemenea credincios își poate împietri inima. Cum a făcut Israelul când s-a răzvrătit în pustie, când m-au încercat în pustie. Priviți ce urmează, textul e uimitor. Fiți atenți, ascultați cuvintele lui, fiți atenți. Știți, dacă stau pe o stâncă și lângă ea e o propasie de o mie de metri, iar ghidul meu va spune, ai grijă să nu te apropii la mai mult de cinci sau șase pași de ea, fiți sigur că îl voi asculta. Tratați astfel pasajul acesta. Fiți atenți, dragi frați și surori, ne adresăm creștinilor, să nu aveți o inimă rea și necredincioasă care să vă îndepărteze de Dumnezeul cel viu. Trebuie să vă avertizați unul pe altul în fiecare zi, cât timp e încă astăzi, ca niciunul să nu fie amăgit de păcat, și să se împietrească față de Dumnezeu. Păcatul vă va împietri inima, chiar dacă sunteți credincioși. Nu lăsați pe nimeni să vă înșele și să vă spună că Harul va acoperi și va face ca totul să fie bine. Voi menționa o singură dată lucrul acesta, fiindcă îmi dau seama că, dacă urmăriți cursul despre pustie, sunteți probabil ucenici foarte serioși, fie că sunteți prunci în Hristos sau adulți. În Duhul vostru sunteți foarte flămânzi după Dumnezeu. Deci, nu vreau să insist, dar vreau să știți că oamenii pot ajunge în locuri foarte uscate și pustii din pricina păcatului intenționat de care nu s-au pocăit. Acestea fiind spuse, încheiem lecția acum, când cunoașteți cele șapte scopuri ale pustiei și ne vom pregăti să vorbim despre procesul lui Dumnezeu în următoarea lecție.